Sinagoga Neologă din Arad a găzduit în această dimineață simpozionul național academician Nicolae Cajal, fondatorul imunologiei moderne din România. La eveniment au participat figurile marcante ale universității, dar și personalități ale vieții publice arădene care au dorit să marcheze prin prezență și chiar prin discurs respectul pe care îl poartă pentru una dintre marile personalități ale științei și spiritului românesc. Simpozionul național Nicolae Cajal, începător al imunologiei moderne, pe care îl desfășurăm astăzi în Sinagoga Neologă, este prilejuit de împlinirea a 25 de ani de existență a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, un vis al aradenilor care s-a împlinit după 1989 cu ajutorul unor oameni care au înțeles mesajul arădenilor a tineretului din Arad. Unul dintre aceste personalități a fost academicianul Nicolae Cajal. Ne-am adunat pentru ca să omagiem pe personalitatea marcantă, cercetătorul, profesorul, întemeietorul de școală, academicianul Nicolae Cajal, întemeietor de școală modernă de imunologie și virusologie, dar și a facultății noastre de medicină. Dar ne-am adunat să omagiem și respectul deosebit al unui academician față de viață și față de mintea omului. A evoca memoria, așa cum s-a spus, a unui savant, a unui om al vindecării, care și-a închinat viața propășirii societății noastre și mai ales cele medicale, dar în același timp un om al religiei, al ecumenismului interreligios. Marea surpriză a simpozionului a reprezentat-o prezența la Arad a fiicei lui Nicolae Cajal, Irina Sanda Marin Cajal, cea care este subsecretar de stat în Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și totodată președinte al Fundației Academician Nicolae Cajal. Poate cea mai importantă activitate a mea în afara laboratorului a fost cea de profesor, așa spune tatăl meu. Cu aceste cuvinte și cu celebra întoială științifică pe care o folosea nu doar de dragul retoric, începea Nicolae Cajal un interviu la care, la un ceas de bilanț, încerca să stabilească în ce fel a contribuit la istoria științei, la progresul școlii românești de medicină. Festivitățile s-au încheiat la Sinagoga Ortodoxă cu dezvelirea unui bust al academicianului Nicolae Cajal.